Mai pe scurt, fiindcă suntem în preajma Paștelui Blajinilor, hai să vorbim despre morți. Mai bine zis, despre cei care stau să moară. Ați auzit probabil ultimele sondaje de opinie, din care rezultă că pe primele locuri stau partidele lui Dodon, Patria și PL-ul lui Mihai Ghimpu. Iar PLDM-ul lui Filat și PD-ul lui Plahotniuc au ajuns unde? Pe la 5-7%. Comuniștii lui Voroni tot pe acolo se învârtesc. Deci, partidele lui Filat și Plahotniuc stau să moară, nu-i așa? Și ce fac Plahotniuc și Filat ca să-și salveze formațiunile de la pierzanie? Răspuns, nimic. Bun, ei nici nu prea au ce face, dar oricum, ceva ar mai putea inventa. Nu fac practic nimic și știți de ce? Pentru că ei au pus cruce pe partidele lor. Băieții, dacă sunt businessman, lucrează ca businessman. Ce face un om de afaceri atunci când vede că una din multele lui afaceri nu-i aduce profit? O închide și investește mai mult în cele care îi vor aduce profit. Vă întrebați pe ce afaceri sau pe ce partide contează acum Plahotniuc și Filat? Vă spun, Filat contează pe Partidul Socialiștilor al lui Dodon. Plahotniuc mai mult pe Partidul Popular European al lui Iurie Leancă. Avem și dovezi în acest sens și hai să le luăm pe rând. Noi toți scăpăm din vedere episodul din anul 2012, când Dodon a plecat cu Greceană de la comuniști și l-a votat pe Timofti. Oare Dodon a făcut treaba asta pe degeaba? Să fim serioși. Oare Filat, care l-a plătit pe Dodon, nu l-are acum la mână pe acest Dodon? Asta e una. Mai departe, nu știu dacă ați observat, dar Dodon apare regulat la televiziunile lui Filat TV7 și N4. Nici Filat nu apare la această televiziune atât de des cum apare Dodon. În fine, înainte de alegerile de la 30 noiembrie, la partidul lui Dodon au aderat unii comentatori politici care erau cunoscuți ca mari susținători al lui Filat. Așa că legătura între Dodon și Filat este foarte strânsă și partea proastă a acestei legături este că ea pare să fie în totalitate opera Moscovei. Acum, apropo de legătura lui Leancă cu Plahotniuc. V-ați convins și singur că Leancă se teme să rostească o vorbă de rău despre Plahotniuc. Mai ținem minte și interviul de vara trecută dat BBC-ului în care Leancă îi apăra pe Filat, dar mai ales pe Plahotniuc. Iar când e vorba de miliardul furat, Leancă iarăși pune accentul pe hoțul Filat și mai puțin pe hoțul Plahotniuc. Ultima probă a legăturii strânse dintre cei doi am văzut-o de ună când Leancă a anunțat că merge în alegerile parlamentare alături de alte trei partide, printre care și padul lui Mihai Godea. Dar cine este Mihai Godea? Este omul care în 2011 a fugit din partidul lui Filat, după care s-a întâlnit la Viena cu Plahotniuc. Și după care Plahotniuc i-a adunat într-o noapte 13.000 de semnături ca Godea să-și facă partid și să participe la alegerile locale din anul 2011. Și apropo iar de Moscova, vedem că în ultimul timp nu numai Filat, dar și Plahotniuc caută febril podhoduri la Moscova. Și lucrul cel mai urât care ne așteaptă, dragi prieteni, este că după alegerile locale, băieții ăștia doi o să pună definitiv cruce pe integrare europeană, pe care o să o înmormânteze în aceeași groapă cu partidele lor PD și PLDM. După care cele două corăbii noi, partidul lui Dodon și partidul lui Leancă, o să-și ia vânt și o să arunce ancorele Moldovei noastre mătincă lângă țărmurile Crimeei. Mai pe scurt, poate nu am deloc dreptate în tot ce v-am spus până aici, dar mă rog, hai să așteptăm și să vedem. Vom muri și vom vedea, vorba lui Gheorghe Urschi.